Românii de pretutindeni sărbătoresc pe 1 decembrie Ziua Națională a României, cel mai important moment din istoria românilor. În urmă cu 103 ani, la 1918, la Alba Iulie, a avut loc mare adunare ce a votat unirea Transilvaniei cu România și a consfințit ceea ce acum numim România Mare. Ziua Națională a României a fost stabilită pe data de 1 decembrie imediat după Revoluție, prin legea numărul 10 din 31 iulie 1990. Același act normativ stabilea că Ziua Națională pe 1 decembrie este și o sărbătoare publică și zi liberă pentru toți angajații. Pe 1 decembrie 1918 a fost convocată la Alba Iulie Adunarea Națională a Românilor, lucrările finalizându-se cu hotărârea de unire necondiționată a Transilvaniei cu România, votată în unanimitate. Acest act a avut loc după ce la data de 27 martie 1918 s-a decis unirea Basarabiei, iar pe 28 noiembrie 1918 organul reprezentativ al Bucovinei a votat și el unirea cu țara. Pe 1 decembrie 1918 se decide astfel în unanimitate unirea Transilvaniei, Crișanei și Maramureșului cu România, dar cu păstrarea unei autonomii locale pe baze democratice cu egalitate între naționalități și religii. În Alba Iulia, așa cum a fost și la Cernăuți pe 28 noiembrie, a fost o adunare a tuturor românilor din Austro-Ungaria. Tot aici, la Alba Iulia, se constituie Marele Consiliu Național Român, care este format din 200 de membri aleși și încă 50 cooptați. În următoarea zi, Consiliul numește un guvern provizoriu, numit Consiliu Dirigent al Transilvaniei, care l-are în frunte pe Iuliu Maniu. La 11 decembrie se ratifică Marea Unire de către Guvernul României, iar declarația de la Alba Iulie este înmânată regelui Ferdinand. Regele promulgă în aceea zi decretul de sancționare a unirii, inclusiv a Basarabiei și Bucovinei. Un an mai târziu, pe 29 decembrie 1919, Parlamentul României votează legile de ratificare a unirii Transilvaniei, Crișanei, Maramureșului, Banatului, Bucovinei și Basarabiei cu România. Recunoașterea internațională a unirii Bucovinei cu România s-a făcut la 10 septembrie 1919, prin semnarea tratatului de la Saint-Germain dintre puterile aliate și Austria. Recunoașterea Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România s-a făcut prin Tratatul de Pace de la Trianon, încheiat la 4 iunie 1920 de puterile aliate și asociate și Ungaria. Pe 28 octombrie 1920 s-a semnat Tratatul de la Paris, pe de o parte de România și pe de cealaltă parte de puterile aliate, Franța, Marea Britanie, Italia și Japonia, care a avut ca scop recunoașterea Unirii României cu Basarabia. Dar acesta nu a intrat în vigoare pentru că Japonia nu l-a ratificat. De asemenea, Uniunea Sovietică nu a recunoscut această unire, iar acțiunile Japoniei au venit ca rezultat al unui protocol secret, care a făcut parte dintr-un tratat între cele două în 1925. Anterior, în perioada 1866-1947, Ziua Națională a României a fost sărbătorită pe 10 mai, apoi între anii 1948 și 1989 pe 23 august. Deoarece prințul Carol a depus în data de 10 mai 1866 jurământul în fața adunării reprezentative a Principatelor Române Unite, aceasta a fost desemnată Ziua Națională fiind sărbătorită până în 1947. În 2015, Camera Deputaților a decis ca 10 mai să fie sărbătoare națională, fiind ziua care marchează trei momente istorice. Începutul domniei lui Carol I, independența de stat și încoronarea primului rege al României. După abdicarea forțată a regelui Mihai I pe 30 decembrie 1947, Camera Deputaților a adoptat legea prin care a proclamat Republica Populară Română. Data de 23 august a fost decisă drept sărbătoare de stat, fiind cunoscută ca Ziua Insurecției Armate Antifasciste, începutul Revoluției Populare în România. Data făcea referire la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste și arestarea guvernului condus de Ion Antonescu în anul 1944. Ziua Națională a României este marcată an de an prin evenimente patriotice, în special prin parade militare, cele mai celebre fiind cea de la București de la Arcul de Triunf și cea de la Alba Iulia. Totodată, peste tot în țară au loc parade militare mai mici sau ceremonii de depuneri de coroane și jertbe de flori la monumentele eroilor. În catedralele, bisericile și mănăstirile din țară este oficializată slujba specifică, Tedeum, prin care sunt pomeniți eroii neamului românesc care au luptat pentru Marea Unire de la 1918. De 1 decembrie au loc și ceremonii organizate de școli, deși în ultimii ani situația creată de pandemia COVID au limitat mult aceste manifestații. De obicei, în școli și grădinițe sunt organizate sărbări, iar copiii îmbracă portul popular. Drapelul național este arborat în toate instituțiile de stat din țară, dar și în casele românilor patrioți. Mulți au ajuns în ultimii ani să-și monteze simbolic un mic tricolor și pe mașină.
Pe lângă acestea, Ziua Națională a României este marcată și ca o sărbătoare culinară care vine ca o deschidere a perioadei de sărbători de iarnă. Astfel, mulți români sărbătoresc pe 1 decembrie cu un pahar de vin normal sau fiert, cu țuică fiartă și cu tradiționalii mici sau fasole cu ciolan. Banca Națională a României pune în circulație de la 1 decembrie 2021 o bancnotă cu valoarea nominală de 20 de lei, fiind prima bancnotă cu putere circulatorie pe care este reprezentată o personalitate feminină. Este vorba de Ecaterina Teodoroiu. Bancnota cu valoare nominală de 20 de lei este imprimată pe suport de polimer în tehnică mixtă, plană și în relief, cu dimensiunea de 136 x 77 de mm și culoare predominant verde oliv. În scopul protejării împotriva falsificării, bancnota include o serie de elemente de siguranță, unele destinate publicului, altele detectabile cu aparatură specială destinate lucrătorilor din sistemul bancar. Punerea în circulație a bancnotei cu valoare nominală de 20 de lei se va face prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României cu ocazia efectuării plăților în numerar către instituții de credit și trezoreria statului. Totodată, începând cu 1 decembrie 2021, Banca Națională va lansa în circuitul numismatic replica pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 de lei emisă de Banca Națională a României în anul 1881. Detaliile privind replica pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 de lei emisă de Banca Națională a României în anul 1881 sunt prezentate în circulara numărul 28 din 19 noiembrie 2021. Tirajul pentru această emisiune numismatică este de 30.000 de bucăți. Prețul de vânzare al replicii pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 de lei emisă de Banca Națională a României în anul 1881 este de 100 de lei, inclusiv TVA, inclusiv pliantul de prezentare. Lansarea în circuitul numismatic a replicii pe suport de polimer după prima bancnotă de 20 de lei emisă de Banca Națională a României în anul 1881 se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României. Informații cu privire la achiziția replicii se vor regăsi pe site-ul BNR. Un grup de făgărășeni a vrut să marcheze în mod inedit Ziua Națională a României. Au alergat 103 km în jurul cetății Făgăraș, făcând astfel ca numărul de ani de la unirea Transilvaniei cu România să fie transpus în kilometri alergați în jurul simbolului făgărășan. Înainte de start, participanții și-au pictat tricolorul pe obraz ca semn de prețuire a simbolului național. Dacă anul acesta cei 103 km de parcurs au fost făcuți de mai mulți făgărășeni, anul trecut o singură persoană a parcurs kilometrii prilejuiți de sărbătorirea Marii Uniri. Este vorba de Alexandru Stroia, cel care și-a întrecut limitele și a alergat de unul singur 102 km în jurul cetății Făgărașului. Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o atenționare cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită în zonele înalte din 21 de județe. Codul galben este valabil până miercuri seara la ora 20. Conform prognozei de specialitate în intervalul menționat, vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei de munte, cu viteză în general cuprinsă între 60 și 80 de km la oră, spulberând zăpada. În Carpații Meridional și în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1700 de metri, rafalele vor depăși
depăși temporar 110 km la oră, pe arii răstrânse se va mai ninge slab. Codul galben se va manifesta în județele Maramureș, Bistrița, Năsăud, Suceava, Mureș, Neamț, Harghita, Bacău, Covasna, Vrancea, Buzău, Brașov, Prahova, Argeș, Sibiu, Vâlcea, Gorj, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Cluj și Bihor. Potrivit ANM, intensificări temporare ale vântului se vor semnala local și în centrul, estul și sudul teritoriului, cu viteze cuprinse între 50 și 65 de km la oră.